Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă voi prezenta procedura de upgrade de firmware la VCM2. Această procedură este sugestiv prezentată în orice versiune de IDS, deoarece firmware-ul trebuie să fie împerecheat cu varianta de software. În cazul clonelor, există un mic tips, deși în mare procedura este aceeași, vă voi prezenta micul detaliu care de multe ori duce la o nereușită. Deci vom începe prin desfacerea bonetei de cauciuc și vom găsi acest buton pe care trebuie să apăsăm. Ei, este neapărat necesar să împingem în sus și apoi să apăsăm. Acesta presează pe un micro switch din interiorul VCM-ului, care este lipit destul de slab. Dacă împingem prea tare, el se va desprinde. Iar dacă nu presăm în partea de sus, nu va face contact suficient. În cazul clonelor de slabă calitate, dacă veți analiza PCB-ul, veți remarca faptul că traseele care duc la acest microswitch lipsesc și ca urmare ele chiar sunt blocate pe varianta de firmware cu care au venit. Așadar, cum spune IDS-ul, vom pregăti pentru cuplarea la laptop. Ok, s-a auzit clicul obișnuit, cuplăm la laptop și apoi cuplăm alimentarea. S-a auzit acest pip, el confirmă faptul că a fost resetat dump-ul din procesor și este gata pentru a fi scrisat. Modul în care se comportă VCM-ul, modul în care este resetat, vi vor prezenta imediat. Așadar, vom deschide IDS-ul. Și chiar de la început ni se spune că nu este instalată nicio versiune de software în VCM2. Aici avem două variante. Apăsăm acest bifă. Se va face direct din IDS upgrade de firmware, dar personal prefer să folosesc VCI Manager. Iată, remarcați VCI Managerul, se remarcă și similitudinea cu VCI Managerul de la MDI, cu MDI Managerul de la MDI. Ok, și mi se spune recuperare. VCM2 software is out of date. Ok, și start update. Prefer această metodă, mi se pare mai rapidă decât cea din IDS și practic puteți monitoriza
evoluția resoftării. Ea spune că durează 48 de minute, nu este chiar așa. Este mult mai rapidă, dar durează circa 10 minute. Se apropie de final. Și remarcăm că atât IDS-ul cât și VCMT2-ul sunt compatibile. Închidem WC Manager-ul, deschidem IDS-ul. Ok, vedem că a și apărut, iar VCM-ul este conectat. Revin încă o dată cu precizarea: în cazul nereușitei, verificați starea switch-ului, iar în cazul în care spre acesta nu sunt trasee, interfața dumneavoastră este de o slabă calitate și va fi blocată definitiv pe versiunea de firmware cu care a venit. Vă mulțumesc pentru atenție, cu bine pe săptămâna viitoare!